Nu am mai filmat un videoclip de skincare de acum 3 luni, cu toate că pe Instagram sunt destul de activă și deseori vorbesc atât despre subiecte de make-up cât și despre skincare. Astăzi aici pe YouTube vreau să vorbim despre o temă destul de importantă care se va relătura celorlalte videoclipuri pe care le-am postat anterior în playlist-ul meu All About Skincare. Numele meu este Cristina Costache, sunt make-up artist de aproape 2 ani și de când am intrat în această industrie m-am axat foarte mult și pe îngrijirea tenului, adică să mă informez destul de mult în această privință, pentru că nu eram aproape deloc informată. Mă străduiesc să am o îngrijire cât mai corectă, pentru că mă machiez aproape zilnic și deseori sunt machiaje destul de intense, așa că vreau să mențin tenul meu sănătos și îngrijit. De aceea vreau să vă inspir și pe voi să faceți acest lucru, pentru că este destul de important, un ten sănătos, un ten radiant, un ten luminos. Va arăta întotdeauna perfect cu sau fără machiaj. Dacă mi-ați urmărit videoclipurile anterioare, știți că am clarificat foarte bine care sunt tipurile de ten și care sunt pașii importanți de care trebuie să ținem cont în orice rutină, fie că este de dimineață, fie că este de seară. Pentru persoanele care sunt noi aici pe canalul meu de YouTube, o să mai repet încă o dată care sunt acei pași de care trebuie să țineți cont în îngrijirea tenului. Primul este demachierea și curățarea tenului, al doilea este tonifierea, al treilea hidratarea, iar al patrulea aplicarea unei protecții solare. Desigur că de protecția solară trebuie să ținem cont doar în cazul rutinei de dimineață. Am filmat deja un videoclip despre demachierea și curățarea tenului, o să vă las un link aici sau aici dacă încă nu l-ați văzut. Așa că astăzi vorbim despre tonifierea și hidratarea tenului. Desigur că o să vă explic ce înseamnă aceste două etape, o să vă spun ce produse se folosesc și desigur că o să vă arăt și produsele pe care le am momentan în rutina mea. Să începem cu tonifierea. Tonifierea constă din utilizarea unei loțiuni tonice care are ca rol îndepărtarea impurităților și a machiajului care au rămas la suprafața pielii după ce ne-am demachiat, reglează pH-ul pielii care s-a modificat după ce ne-am spălat pe față, neutralizează calcarul din apă și de asemenea ajută la absorpția mai rapidă a produselor pe care le vom folosi ulterior. Tonerul lucrează extrem de bine cu toate tipurile de ten, de aceea nu trebuie să excludem acest pas de rutină și la fel ca în cazul cremei hidratante, atunci când ne alegem tonerul, trebuie să ținem cont de tipul nostru de ten, de nevoile lui și de problemele pe care vrem să le tratăm. Și pe lângă asta trebuie să fiți foarte atente ca loțiunea tonică pe care o alegeți să nu conține alcool, pentru că acesta usucă tenul. Pe piață momentan există o mulțime de loțiuni tonice, loțiuni tonice pe bază de extracte, pe bază de acizi, pe bază de antioxidanțe, spray-urile revigorante și hidratante la fel intră în categoria de tonere. Putem opta pentru un toner cu vitamina C care va oferi luminozitate și care va fi perfect pentru a fi utilizat dimineața. Putem opta pentru un toner sau un spray cu acid hialuronic sau cu extracte. Putem opta pentru un toner cu acid glicolic sau cu acid lactic sau cu acid salicilic. Desigur că aceste produse le alegem în dependență de tipul nostru de ten și de nevoile lui. Din punct de vedere al specialiștilor, trebuie să fim foarte atenți atunci când alegem produsele pe bază de acizi, pentru că unii pot fi fotosensibil la soare și de regulă se recomandă a fi utilizați în rutina de seară și desigur că a doua zi este obligatoriu să folosim protecție solară și să nu ne expunem la soare. Cum se aplică tonerul? Împibând o cotonetă de bumbac cu produs și ștergând fața cu mișcări fine ascendente fără a agreza pielea sau aplicând câteva picături în palme și tapotând fața cu palmele sau aplicând un spray. Cum fac eu și cum cred că este mai bine? Dimineața, după ce mă spăl pe față, folosesc un spray sau aplic un toner cu palmele, iar seara optez pentru o cotonetă pentru că astfel mă asigur că nu mai rămân impurități și machiaj la suprafața pielii. Plus că atunci când folosesc o cotonetă sunt foarte atentă, nu rot foarte tare, nu șterg foarte agresiv și la zona ochilor de asemenea sunt foarte atentă, tapotez ușor fără să agresez pielea. Să vă arăt tonerele pe care le folosesc momentan. Primul este un produs de la Clarena, este un brand profesional, este un spray cu acid hialuronic care este potrivit tenului expus aerului uscat, aerului condiționat, vântului, soarelui. Este un spray care hidratează, netezește pielea și o face fermă. Produsul are 250 ml, de regulă îl aplic dimineața sau pe parcursul zilei, dacă îmi simt fața uscată sau că are nevoie de plus de hidratare. Îl folosesc chiar dacă port sau nu machiaj și de regulă îl mai folosesc pentru fixarea machiajului.
Ca și spray-uri, le-am mai folosit pe cele de la Mario Bădescu, din câte știu sunt de 3 tipuri, cu lavandă, cu ceai verde și cu extract de castravete și trandafir. Cel de lavandă nu mi-a plăcut, pentru că nu-mi place lavanda, dar cel de castravete și trandafir și cel de ceai verde mi-a plăcut foarte mult, prospătează și hidratează foarte bine tenul. De asemenea, le-am folosit și la fixarea machiajului. Și fiindcă tot suntem la spray-uri, mai folosesc o apă termală de la Bioderma pentru un plus de minerale tenului meu. Și aici vreau să specific că apa termală nu se consideră toner, nu se folosește în calitate de toner, se aplică de regulă după ce ne-am șters fața cu cotonetă cu loțiune tonică sau după ce ne-am terminat rutina, după ce ne-am aplicat produsele hidratante, crema, serumul și așa mai departe, sau chiar în timpul zilei dacă vrem să ne hidratăm tenul și să-l reîmprospătăm sau pentru fixarea machiajului. Sigur că lucrează și în acest fel foarte bine. Următorul produs este din nou unul profesional, Max Matte Tonic de la Clarena, care este un produs potrivit tenului mix, tenului gras și problematic și conține un amestec de salce și extracte de in care normalizează și calmează iritațiile, tonerul curăță, reîmprospătează, matifiază și restabilește pH-ul natural al pielii. De regulă eu îl folosesc atât dimineața cât și seara. Următorul produs cred că este cunoscut de foarte mulți dintre voi. Am aici tonerul cu 7% acid glicolic de la The Ordinary. Acid glicolic este un ingredient natural din familia alfa-hidroxiacizilor care aduce extrem de multe beneficii tenului. Ce face acidul glicolic? Curăță în profunzime și ajută la îndepărtarea celulelor moarte de la suprafața pielii, stimulează circulația sanguină, curăță porii și reglează secreția de sebum, de asemenea încetinește și procesul de îmbătrânire a pielii. Pentru tenul meu mix, eu îl folosesc de maxim 2 ori pe săptămână, desigur că în dependență de problema tenului se utilizează diferit, îl aplic seara, iar a doua zi desigur că folosesc protecție solară și evit soarele. Nu se recomandă a fi folosit în sezonul cald, nu se aplică dimineața, nu se recomandă tenului sensibil și nu se aplică înainte de a merge la plajă sau la solar. Cam acestea au fost produsele pe care le am momentan și cam aceasta a fost informația pe care am vrut să vă ofer despre tonere. În continuare vreau să vorbim despre al treilea pas în rutină, despre hidratare. Așa cum organismul nostru are nevoie de nutrienți, așa și pielea noastră are nevoie de o hidratare zilnică pentru a-și menține frumusețea și sănătatea. Hidratarea nu este doar pentru tenul uscat, ci pentru toate tipurile de ten și, în dependență de acest lucru, alegem pentru fiecare tip de ten în parte textura potrivită. Desigur că și tonerele oferă un plus de hidratare, dar acest lucru poate fi insuficient, așa că optăm și pentru alte produse cu formule și texturi diferite. Acestea sunt serumurile, loțiunile hidratante, cremele, gelurile. Toate acestea se aleg în dependență de tipul de ten și nevoile lui. În continuare, o să vă arăt produsele hidratante pe care le utilizez momentan în rutina mea. O să încep cu serumurile. Am aici un serum booster, Mineral 89 de la Michim. Este un produs care îmi place foarte mult. Din câte vedeți, mai am doar 2 picături, cred că, dar cam greu pot să le scot de aici pentru că pompița nu mai ajunge la produs. Mi-a plăcut foarte mult. Am scris și un articol despre acest produs. Articolul este de fapt despre aceste 2 produse, gelul de ochi și gelul de față. Deci îmi place foarte mult textura. Este un produs pe bază de acid hialuronic și apă termală, care are puține ingrediente, dar foarte hidratante. Se poate aplica atât de unul singur, ca și un gel de hidratare, sau ca și booster, ca și serum, înainte de crema hidratantă. Îmi place că netezește pielea, o lasă fină la atingere și este și o excelentă bază de machiaj. Iar gelul de ochi Mineral 89, din câte vedeți mai am jumătate din el, este un produs care îmi place foarte mult, are o textură fluidă, este foarte fin, pătrunde foarte rapid în piele, poate fi folosit și ca serum, desigur. La fel are la bază acid hialuronic și apă termală, conține și cofeină, care este un ingredient minune pentru ceacăne, luminează foarte bine, hidratează zona de sub ochi și o fortifiază. Sunt niște produse pe care le folosesc atât în rutina mea, cât și pentru pregătirea tenului clientelor mele la machiaj. Și fiindcă tot vorbim despre geluri, am aici un gel de ochi de la Lancome, Energy de Vim. Este un produs antioboseală și care luminează.
Are un căpățel foarte interesant, pe aici este produsul și poți să faci masaj zonei de sub ochi. Pe lângă cofeină conține și multe extracte, este un produs care mi-a plăcut. Spun că mi-a plăcut pentru că mai este foarte puțin, dar fiindcă termenul de valabilitate este doar 6 luni, a trecut peste 6 și nu mai folosesc. Ceea ce nu mi-a mai plăcut la el este că atunci când îmi aplicam machiaj sau concealerul sub ochi, mi se strângea produsul, așa că dacă îl cumpărați, eu îl recomand să-l folosiți doar în rutina de seară sau doar atunci când nu aplicați machiaj. Încă un produs cu o textură de gel este crema Aqua Surgel de la Bioderm. Este un produs de care sunt îndrăgostită. Pur și simplu, textura acestui produs este wow din toate punctele de vedere pentru că se absorbe rapid în piele și lasă pielea atât de netedă și fină. Și este o excelentă bază de machiaj din punctul meu de vedere. Este potrivit tenului normal și mix. Este un produs bogat în ingrediente, multe extracte, multe uleiuri esențiale, acizi. Și despre ea am scris un articol pe blogul meu, așa că vă las link-ul în descriere. Tot de la Bioderm mai am un serum, cu siguranță ați mai auzit despre el dacă mi urmăriți videoclipurile. Este deja a doua sticluță și am tot vorbit despre el. Este un ser bifazic, Aqua Source Pora Concentrate Intense Regenerating Serum Moisturize and Glow. Îmi place foarte mult pentru că hrănește tenul, îl hidratează, îi oferă un aspect foarte radiant, foarte glowy și de asemenea este foarte bogat în ingrediente, conține acizi, extracte, uleiuri esențiale. Este un serum pentru tenul uscat, dar eu îl folosesc în sezonul rece, atât dimineața cât și seara și în sezonul cald îl folosesc rare ori seara, doar pentru regenerare și pentru a oferi un plus de hidratare și hrănire tenului. Uneori, atunci când îl folosesc, tenul meu nu mai are nevoie de o altă hrănire și hidratare, așa că pot să folosesc de unul singur, alteori pot să aplic și alt produs peste. Este și o excelentă bază de machiaj. În ultimul videoclip, nou make-up look, l-am folosit înainte de aplicarea fondului de ten și puteți să vedeți acolo ce efect glow mi-a oferit tenului. Următorul produs hidratant este o cremă de la Clarena, este un produs profesional, Hyaluron 3D Cream. Este potrivită tenului uscat și matur, dar eu o folosesc pentru tenul meu mixt, pentru că nu încarcă absolut deloc și îmi hidratează și hrănește tenul în același timp. Este o cremă moisturizing. Ce înseamnă moisturizing? Adică este atât pe bază de apă, cât și pe bază de uleiuri. Următorul produs este o cremă profesională de noapte de la Clarena, Salangala Night Cream. Este o cremă anti-aging cu salivă de rândunică, ce este potrivită tenului matur și tenului predispus la hiperpigmentare. De regulă o folosesc noaptea pentru un plus de hrănire și pentru combaterea petelor. Chiar dacă este pentru tenul matur, nu are o textură foarte grasă, este foarte light. Chiar dacă eu am tenul mix, nu mi-l încarcă absolut deloc, din contra mi-l hrănește și mi-l hidratează foarte bine, mi-l lasă foarte moale la atingere, are o textură foarte fină și miroase genial. Cam acestea sunt produsele hidratante pe care le am și în continuare vreau să specific încă o dată că tenul meu este mix. În zona T este spre gras, iar în zona obrajelor este deshidratat. Așa că de regulă, în sezonul cald, ca și produse hidratante, folosesc gelurile pentru că sunt mai light și le folosesc atât dimineața cât și seara. Iar în sezonul rece, optez pentru produsele moisturizing. Și dacă folosesc produsele pe bază de gel în sezonul rece, am foarte mare grijă ca acestea să fie aplicate înainte cu 30 sau 20 de minute de a ieși din casă sau să le introduc în rutina de seară. Am vorbit extrem de mult astăzi, dar m-am străduit să vă ofer cea mai importantă informație. Sper că v-a fost utilă și sper că o să-mi lăsați mai jos în comentarii impresia voastră. Sper că o să citiți articolele de pe blogul meu și o să vizionați și celelalte videoclipuri din playlistul meu All About Skincare. În continuare, desigur că o să urmeze și alte videoclipuri despre skincare. O să vorbim și despre protecția solară, o să vorbim și despre măști, despre peeling-uri și scrub-uri, despre tratamente la cosmetician. Multe, multe informații o să vină viitor, desigur, atât despre make-up, cât și despre skincare și multe alte videoclipuri. Sper că vă place aici pe canalul meu, sper că v-ați abonat dacă încă nu sunteți abonați, iar noi ne vedem data viitoare cu un alt videoclip. Pa, pa!